Mulțumesc tuturor locuitorilor Chișinăului pentru votul exprimat. Sunt recunoscător tuturor acelora care m-au votat, pentru că după două mandate, după 8 ani de activitate, în cazul în care ar fi avut o altă opțiune, am fi avut poate situația de la Bălți și de la Orhei. Însă rezultatul arată că și oamenii recunosc ceea ce am făcut. Și până la urmă este un rezultat muncit. Nu obținut din pod, dar un rezultat muncit prin toate proiectele care le-am realizat împreună. Și aici este și meritul dumneavoastră. Și meritul tuturor colegilor noștri din toate subdiviziunile. De la cel mai de rând angajat și până la cei care suntem aici în această sală, plus Consiliul Municipal. Le sunt recunoscător și mă bucur că prin aceasta s-a reușit să fie oprit și valul de protest care a cuprins practic în toată Republica după prăbușirea dramatică a partidelor pro-europene democratice, cel puțin la Chișinău, PLDM și PD. Deci noi am avut un fel de misiune imposibilă pe care totuși am reușit să o îndeplinim, să o realizăm. Și asta numai prin muncă, numai prin proiecte și rezultate concrete, pentru că altfel nu am fi obținut nimic.